Spunem bună ziua la stupari. Suntem în 18 aprilie 2020. Dragilor, a venit timpul de plecat la rapiță, dar eu mai stau aici unde sunt. Mai stau aici că am păpădii, am florită, mai sunt pomi fructiferi, mai sunt vișini, cireșul sălbatic, mai este prunul înflorit și mărul o parte am florit, o parte să florească, de acum mai stau pe natural. Eu am văzut tupinii la rapiță duse, ba chiar în grămădeală mare de rapiță. Și ce crezi? Bate vântul, secetă și nu riscăm decât să pierdem albina pe care ne-am chinuit să o creștem aici. Sau fiecare unde suntem pe vatra noastră și să o ducem pe câmp acolo unde bate vântul și când ies albina ne-o tot ducă vânt. Așa, deci dacă nu va ploua, nu cred că voi pleca de aici până la salcâm. Și așa, și cu salcâm e o problemă și asta e înghețat și asta, nu știu pe unde fi să mai găsim salcâm anul ăsta. Dar deocamdată mai stăm aici să-i dezvoltăm. Am lucrat ieri la ei, am început să-i duc pe 11 rami de albină. Dar acum de ce fac eu acest film? De exemplu, ăsta e stupul numărul 117, care mi-aduc aminte că l-am mai filmat de două ori. L-am filmat odată pe 12 martie, când am zis cum să dezvoltăm o familie slab populată. Și acum fiecare are procedeul lui de lucru, fiecare stupar, niciodată nu o să zică doi stupari la fel. Unul zice într-un fel, unul într-un fel, unul într-un fel și automat sunt suficient stupari care sunt împotriva procedeului meu de lucru. Dar acum eu ce mai fac? Datorită experienței pe care o am de mai mulți ani, cum lucrez eu și am avut rezultate bune și foarte bune, să știm noi că întotdeauna noi vom aplica metode în stupina noastră după rezultatele pe care le-am avut în anii trecuți. Tot la fel vom face. Deci cum ne-a mers bine, tot așa vom face în continuare. Acum eu ce trebuie să fac? Trebuie să arăt și rezultate, să vedem ce s-a întâmplat prin stupe așa, pentru că unii mai spun că nu-i bun, că nu-i bun, nu-i bun și nu-i bun, așa, trebuie așa, trebuie așa. Bine, să spunem așa, mai există ceva. În momentul în care un stupar vede, băi, să spunem, băi, am văzut la Boboșa că nu mi s-o părut mie, că, de exemplu, că o spart cuibul. Pot să-i las un comentariu. Băi, am văzut că ai spart cuibul, dar nu se sparge cuibul așa, din cauza că se întâmplă așa, din cauza că e așa, din cauza că așa, și bine ar fi așa. Eu așa fac în stupina mea și îți sugerez și ție să încerci așa, să faci așa. Deci ar fi una din variantele comentariilor. Dar apar destelante așa, habar n-ai, nici n-ai învățat, nici nu știu ce, n-ai învățat, nu știi nimic, să știu eu. Numai comentarii din astea așa. Alea nu sunt comentarii care să fie spre zidiri, spre a face un progres înainte. Deci, dacă poți să dai un sfat, dă-l frumos. Dacă nu, nu-l mai dai degeaba, că n-are rost. Eu unul, să zic așa, din cei care mi-au dat comentarii din genul ăsta, am intrat pe profilul lor acolo și am văzut că ei au un canal gol, n-au niciun abonat, n-au nimic, nici nu știu cine, mă apar cu niște conturi care n-are niciun nume acolo și tot conturi de astea ascunse și știe apicultură. Nu așa, eu dacă am arătat procedeul meu de lucru, arăt în continuare
cum duc la capăt, cum îi dezvolt, cum se umple lăzile cu albină, nu se umple lăzile cu albină, eu arăt. Dar acum ia totuși să dau camera un pic mai aproape ca să se vadă cine stă pe aici. Da, și pot să spun din lucrul meu pe care l-am făcut în supină ieri, că am lucrat la aproximativ, cât oare, la aproximativ 35 de stupi, cred, și am văzut că am mers așa cu un stadiu de dezvoltare maxim, deci s-a dus foarte, foarte bine. Ia să vedem, ce găsim noi în asta? Uite, ăsta e stupul care a fost cu 4 rame. Și altceva ca să știe toată lumea. La unii nu le vine să creadă. Nu le vine să creadă că am adus rame din altă parte. N-am făcut niciodată așa ceva și nu voi face. Să aduc eu rame de puiet din alt stup, să bag aici și să o prezint eu că arhidei. Nu fac eu așa ceva. La ce-mi folosește asta? Nu nimic. Vrei să arătăm adevărul, arătăm. Dacă nu, nu mai arătăm și gata. Ia să vedem aici. Deci este în stupii 2, 4, 6, 8. Are 10 rame acum. Ia să vedem ce facem noi la asta. Ia să vedem. Să vedem ce a făcut, că iată, asta e diafragma, dar de acum eu scot, că diafragmii le-am cam scos. Nu mai are ce faci cu diafragme. Eu pot să numesc matca din stupul ăsta, că e o matcă foarte bună. Că dacă el a fost pe 4 rame, pe 12 martie, iar acum are 10 rame de albină, el s-a dezvoltat foarte bine. Deci asta e o ramă cu miere și păstură. Și plină de albină. Aici nu are prea, nu e chiar plin, dar are suficient. Uite așa se vede. Uite așa este. Ia să vedem ce i-a făcut la foiță. Ăsta, din ce știu, are o săptămână, adică n-am umblat la el. Ia să vedem dacă e o oată, că la foarte mulți stupi. Uite, matca aici, deja gata. Rama asta e o parte, o oată, o parte s-a apucat acum de ea. Uite matca aici. Ce frumos merge ea pe, uite aici, pe ramă. Matca asta merge cu interes pe rama asta. Nu merge ca așa, nu, așa îi place ea, se pierde timp. Uite așa. Ia să arătăm mai departe. Să-i arătăm mai departe. Ia să vedem. Uite, ramă de puiet. O ramă foarte bună. Ia uite ce aici. Se vadă clar. Uite. Și pe partea asta. Ramă bună de puiet. Uite. Asta e. Ia mai departe, să vedem ce găsim. Să vedem ce găsim. Nu știu, la asta cred că am lucrat luni, nu mai știu exact să zic. Cred că luni am lucrat la el. Luni și azi e sâmbătă. Luni când ne-am făcut pe cei 14. Uite, altă ramă bună aici. Uși aici. Uite așa. Ia de mai departe, ce mai găsim noi? Asta e rama care i-a spart cuibul. Așa, ia să uităm aici. Să știți că aici a pus miere, avem coronițe de miere, avem polen, dar lucru, ce văd eu la ăsta diferit față de la celălalt, că cei mai mulți
Le-am găsit plin de larve, iar aici. Iar aici, la asta. Uite, are ouă. Are ouă, dar nu-i plină. Sunt puține ouă. Ca să spun un pic așa, cum am găsit eu la toată stupina. Așa s-a întâmplat la asta, dar cum am găsit la toată stupina. De exemplu, cum am băgat eu rama aici și foaie aici. Deci, cam la toți am găsit pe rama dată, am găsit plină de larvi, iar pe foița dată o oată. Cam așa am găsit. Ia să vedem ce găsim noi mai departe. Uite, altă ramă cu puiet, foarte bună. Uite, aici. Altă ramă cu puiet. Deci eu arăt și rezultatele. Chiar dacă spune unul, spune altul, că nu-i bun, nu-i bun, nu-i bun și tot nu-i bun. Ia să vedem cu fumul. Se dă fumul spre mine, asta e problema lui, să mă afumi. Ei, știi care e treaba? Iute, el a avut două rame băgate în cuib și asta e o oată toată, deci matca s-a ocupat de rama asta. Ei, și aici, o oată, larvi, deci e plină, asta e plină. Nu știam medicinul sau oate acolo, ăsta e, s-a ocupat de asta întâi și după aceea a fugit la foaie dincolo. Când a terminat rama asta, s-a dus la foaie. Deci aici a fost spart cuibul de două ori. A fost rama asta și rama asta a fost spart cuibul. Ia să vedem ce găsim aici. Ce găsim noi? Hai să mai mutăm fumarul. Fumul ăsta, am mai zis eu, unde l-aș da, el fumul vine spre mine. Iarăși o ramă cu puiet. Și acolo și aici avem și puiet de trântori. Ce vrem noi, familie mai bună de atâta, duse de la patru rame. Uite, și aici, iar puiet și aici. Deci plin de puiet, stup plin de puiet. Stup plin de puiet. Iar ca să nu mai întrebi în comentarii cât de unii matca, cât fel de matcă, nu știu. Asta e matcă din Ucraina. Asta. Deci asta e matcă din Ucraina. Deci asta e rama aceea care e o oată. Păi eu la asta o să-i mai dau o foaie. Și asta e tot, altceva n-ai să mai fac. Urmează capul. Avem aici foițe. Exact așa cum le fac eu. Pun și aici o sârmă ca să nu se lese foaie, să-mi facă celulele de trântoare aici. Prima dată când făceam eu foi, când am început apicultura, nu puneam sârma asta. Și mi se lăsa și aici punea numai trânturi. Toate ramele mele aici avea trânturi, și pe o parte și pe alta. Când am văzut că e așa, gata, nu se mai poate. Ei, uite, eu acum cu foaia asta îi sparg cuibul. Gata. Iar ăsta acum. Ia să vedem noi. Ia să vedem noi dacă îi mai încape bulucul aici. Uite așa. Valentin, du-ți-mi adun un lung de la îngust. Ia să dăm noi o leacă. Albina de aici. I-am ținut hrănitori în ei. Pentru că nici nu știm ce se va întâmpla cu vremea asta, cu seceta asta, cât va ține, va da rapița, nu va da rapița. Oricum în perioada asta a fost foarte bine că le-am dat, că dacă le-am dat sirop s-au umplut stupii de puiet și de albină.
Și să vedem. Să vedem cum e cu rapița. Oricum, la verificarea următoare, cred că trebuie gata. Că supii se umple, trebuie să scot ulițele, mai pui o ramă, îi pun catuș. Gata. Altceva n-am ce să mai fac. Deci, cam așa arată supul ăsta. Cam așa arată, care spun că metodele mele nu-s bune, astea-s rezultate. Ce să mai spun noi? Păi. Și cei care au spus că nu-i bun, să se uite, să tragă concluzii, băi, e bine, nu e bine, cum a făcut bobocea. Nu că n-ar spune că nu-i bun cum fac și alții, e bun cum fac și alții. Dacă ești și dezvoltă, cum s-a învățat, au, dă și mie niște sirop să-i pun la asta. Dacă ei s-au învățat așa, să le pun așa. Dacă au avut rezultate în felul. Eu am avut în felul ăsta. Uite-și. Pot să spun că am în stupină și mai slabi care n-au plecat așa de bine. Mai sunt, dar ieri am mai redus câteva măci, am mai omorât câteva măci, că nu mai făceau față, nu-mi plăcea cum lucrează și i-am mai unificat și prefer să mai reduc câțiva și să țin numai măci de calitate, numai măci bune. Asta e, dragilor. Acum, ce să zic, asta am ținut ca să prezint. Să prezint că dacă nu aș mai fi prezentat până la urmă, cineva ar fi zis, băi, dar stai așa o leacă, eu nu știu ce s-a întâmplat în subcietă acolo. Ce s-a întâmplat? Uite, asta s-a întâmplat. Ia să vede. Aia s-a întâmplat. Aia s-a întâmplat. Pot să zic că sunt bine dezvoltați. Pregătiți de rapiță, dacă o fi că i-a anunțat și o leacă de ploaie săptămâna viitoare. Poate a dat Dumnezeu o leacă de ploaie, că tare e nevoie de ploaie pe pământ, e secetă. Numai că și noi oamenii trebuie să ne schimbăm și noi, să fim și noi mai buni. A continuă cu răutate, nu ne mai dă Dumnezeu ploaie. Asta e treaba. Iar acum vroiam să mai spun câteva cuvinte referitor la ponta măcilor pe timp de toamnă, pentru că eu mi-aduc aminte că am prezentat într-un filmuleț când astă toamnă am ca rămas fără puiet. Chiar dacă mai dădeam sirop, mai așa, deci când albinile nu m-au ciculeji din natură, putem să dăm noi cât sirop le-am dat. El mai pune puțin puiet acolo și atâta. Și tot așa, am avut și acolo niște comentarii, că nu-i bine, că n-am procedat bine, că nu-i bine dacă n-are puiet până târziu. Și am spus în filmul ăla că uite cum se întâmplă la Nea Ilie. La Nea Ilie, de obicei, se opresc măsile cu ouatul de vreme. Din august se opresc. Dar el iese cu stup bun fiecare an. De ce iese cu stup bun? Pentru că albina care rămâne în stup, iar rămâne o albină neuzată. El nu se mai uzează. Și rămânând albina neuzată, ea se păstrează până în primăvară. Ei, cam același lucru s-a petrecut la mine, s-a întâmplat în stupina mea. Și acum văd că am rezultate foarte bune. Cei care au comentat că nu-i bine așa, că nu-i așa, că au mai fost niște discuții pe tema turtii proteice, că e bine să-i dai până târziu, să le chinui pe albine și așa. Uite că eu nu le-am dat. Să le țin toată luna ale septembrie, ba chiar și din octombrie să le dau turtii proteice. Și am ieșit destul de bine cu stupina. Plus că mai e ceva, ce am mai observat. Albina sănătoasă contează foarte mult. La albina sănătoasă, care-i diferența? În primăvară nu pică albină, să vezi că în toată stupina a picat, să zic așa, de la
6 rame de albină, a picat la 4. La toți. Ei, nu, nu-ți pică. Mai pică și colo, câte un stup, așa, mai scade în albină. Restul rămâne să menține pe poziții și la un moment dat, gata, încep să crească. Deci asta înseamnă să ai albină sănătoasă. Am văzut anul ăsta o mare diferență. Deci, lupta care este? Ca matca să depună ouă, să ecluzioneze puiet tânăr și să înlocuiască toată albina bătrână care moare. Deci noi știm că toată luna martie, cât zboară albina, cât depune matca, nu prevedem creșteri. Nu vedem creșteri. Deci e lupta asta între albina care moare și albina care ecluzionează. Cât albina ecluzionează, atâta se pierde. Să spunem, băi, că 2-3 zile nu a ieșit albina, nu a ieșit albina la zbor. Și a mai ecluzionat, să spunem, băi, a mai ecluzionat un număr de albină tânără. Când vor face zborul în următoarele zile, se vor pierde tot atâtea albinii câte au ecluzionat. De asta se menține familie de albini pe același număr de rame de albină. Când uitam, băi, dă-ți că uite, am umblat la ei pe 5 martie, pe 10 martie și am mai umblat pe 20 și tot atâta. Și o mulțime de puiași nu se vede albină. De ce nu se vede? Pentru că moare albina bătrână. Deci, cam așa stau lucrurile. În rest, pe mine nu prea mă interesează ce vorbește unul, ce vorbește altul. Doar atâta care vorbește urât acolo, vulgar, cum mai vorbește, aia pot să spun că pe YouTube îi blochez și gata, nu o să mai apară niciun comentariu, nu o să mai apară nimic. Așa că, ce să zicem, atenție și la comentarii, pentru că suntem, să spunem așa, într-o țară care, să zicem, cât de cât civilizată și să căutăm să ne ridicăm și mai mult, dacă pe undeva ne lipsește ceva, să căutăm să fim un pic, să ne schimbăm un pic. Așa. Iar în rest încolo, ce să vă spun? Fiindcă urmează și sărbătorile care le știm, vă doresc sănătate la toți, să aveți pace în familie, acolo unde sunteți, să vă bucurați de ce aveți și cu albinele vom vedea ce mai fi. Toate cele bune și multă sănătate!